parter, etajul 1, etajul 2, etajul 3, etajul 4, etajul 5, etajul 6, etajul 7 din lemn integral. Am ajuns, suntem în Bad Aibling, unde a fost construit primul bloc de 8 etaje din lemn. Acolo în capăt, din Germania, din CLT, și în capătul străzii acolo îl vedem, și fugim spre el să ne holbăm. Fugim spre el mergând lejer așa, să nu ne împiedicăm. Lejeream. Wow, uite ce frumos asta. În sfârșit am ajuns. Unde? La primul bloc de 8 etaje făcut integral din lemn din Germania. Adică ăsta. A început și ploaia. E un bloc cu 8 etaje, 165 de metri pătrați per nivel, 25 de metri înălțime, 750 de metri cub de CLT, nucleu din beton armat pentru casa scării și pentru puțul de lift pe care e pe partea cealaltă. Este o clădire făcută la standard de casă pasivă, cu un necesar de energie pentru încălzire de 18 kWh pe metru pătrat pe an. Nu a ieșit în zona certificabilă, dar este foarte aproape de standard de casă pasivă. Proiectul a fost susținut foarte mult de autorități, din ce am văzut, pentru că primul proiect de genul ăsta, primul bloc, face parte dintr-o inițiativă de a dezvolta în viitor un cartier mai mare în zonă de astfel de clădiri, cu impact redus asupra mediului și cu consum redus de energie. Clădirea are la parter etajul 1 și etajul 2 birouri, iar celelalte etaje sunt apartamente. Ultimul etaj de sus este un penthouse. Structura este realizată pe lângă nucleul de beton armat, este realizată din cross laminate timber, din plăci masive de lemn lamelar încleat pe două direcții. Atât structura pereților exterior, cât și structura pereților interior și planșele. Planșele sunt compozite, lemn cu suprabetonare, suprabetonare care are rol să preia vibrațiile și să lucreze ca formă izolație. Se oferă o rezistență mai mare la tasare în timp. În zona asta, în care este intrarea, în care vedem intrarea blocului, sunt niște console de beton, care console de beton ies din dreptul casei scării. Chiar numai bucata asta, practic, bucata aia, este din beton armat. Restul, toată coaja și planșele sunt din lemn. E din beton armat din condiții de siguranță la foc, pentru că, fiind prima clădire de acest fel, făcută în 2011, nu erau puse la punct nici în Germania toate normele cu privire la rezistența la foc. La parter, etajul 1 și etajul 2, toată structura este învelită în dubluri gips pentru protecție la foc. Iar de la următoarele etaje există și pereți și planșe aparente din CLT. Adică și în perioada aceea în care au construit sau proiectat clădirea, a fost o continuă negociere între beneficiari și pompieri. Cam asta este înălțimea lui. Hai să mergem înapoi, să mergem mai aproape. Clădirea a fost ridicată într-un timp foarte scurt. O echipă de 6 oameni terminau câte un etaj la 2 zile. Și a fost gata structura în mai puțin de 4 săptămâni. Și fațada este din lemn, la parter fațada este tencuită, dar în rest toată fațada este din lemn. Iată, începe ploaia. Balcoanele pe partea cealaltă sunt decuplate termic, adică sunt cu structură independentă. Practic vedem fațada din lemn, și șuruburile inox, le recunosc ca totul, dar la fiecare etaj se vede brâul ăsta de tablă.
Rablul ăsta de tablă are două roluri. Odată să fie picurător pentru apă, să se scurgă, că de-aia fațada s-a menținut foarte bine. Nu este scursă de apă. Este protejată la partea superioară a lemnului, dar pe de altă parte, bucata asta de tablă lucrează și ca deflector de foc în caz de incendiu. Adică în cazul în care ai incendiu la unul dintre etaje, focul, flacăra nu se duce mai sus datorită profilului ăsta de tablă. Practic, asta e un detaliu de rezistență la foc a fațadelor din lemn, pentru a nu se duce focul mai departe la celelalte etaje. Același detaliu asemănător trebuie aplicat și la fațadele de polistiren, în care brâul ăsta, care e de tablă, se poate înlocui cu un brâu din vată minerală. Dacă pui fațadă de polistiren, pui polistiren, dar apoi 20-30 cm de vată minerală ca flacăra să se oprească acolo, eventual. Și... nu prea mai știu ce să mai zic, pentru că eu sunt foarte entuziasmat că văd un bloc de 8 etaje. Mi-aș plăcut să putem intra în el, dar am ajuns prea târziu, pentru că la sediu, la parter, este și o firmă. Este de fapt firma care a dezvoltat proiectul și care are mai multe construcții în zonă. Însă e 7 seara aici în Germania și oamenii normal la cap nu mai sunt la lucru. A few moments later. My name is Marius. I'm a structural designer, structural engineer, and I've made my own blog in my country. And as I know, this is the first CLT multi-story building made in Germany. And I would like to know if there's any chance to go inside him and to take some pictures. Yes. Ooh, thank you. Care e șansa să intrăm într-un birou de proiectare în blocul ăsta? Care era șansa să intrăm într-un birou de proiectare? Proiecte de arhitectură. Deci am prins, am crezut că sunt plecați de aia, am prins într-un final și am intrat în bloc. Suntem la etajul 1 al blocului, unde este chiar firma dezvoltatoare și așa arată blocul din urmă. Se vede plașeul din CNT, aparent parțial, se văd rosturile de îngheare dintre plăci și rosturile din plăcilor. Cred că plașeul e făcut din BBS de 125, adică sunt plăci de 125. It looks like a normal building. I have here two things. This is like map of of this area, and this one is only for Pulse 8. It's the name of this, the building. I know. I have the brochure in. In this is the brochure, correctly. I have it on my computer. Okay. So here is the first level. It's your office. It's a number. Zero and the number first is my office. Number first, yes. Yeah. So we have 8 levels. The first one is the ground one, and then 7 plus 7, so together 8. And how is working in a wooden building? It's very good. It's very nice. The atmosphere is very good. At first, because of the people here, and okay. So the second because of the wood here, so it's very, very nice. It's like the nature in the room, I don't know. So it's very good to breathe here, and it's very nice. Yes. So the quality of air is different. Okay. And the warm that you have, it's the warm feeling. Okay. This is for me? Yes. I have one of these. You have already? I take it one for also. And you also have to go to Munich and have to watch this building. Yeah? Which one? Where? I've seen this also. Best one of all construction. Really? You designed this? It was a contract of us. We didn't design it, but we realized it. So you are the builders? Okay. Yes, and Thorsten is the project manager of this building. Well, but it was a huge project because I read about this on the BS site. You can also watch a short video clip on YouTube, 5 minutes, which gives you a short time view over the whole building time.
Time-lapse. Mm-hmm. Yes, yes. Yes. I'm also doing this on my work site. So okay. I'm filming everything and I have time-lapse with my projects. I'm expecting to see somebody here. You can see very, very good view from the eighth floor. It's possible by lift so, or by steps also. Oh, by steps, it's no problem. So actually, to go inside the building, you are just coming out from this exterior corridor and mm-hmm. then into the apartment. Yes, it's a. Okay. It's because of the fire law in Germany. Uh-huh. Huh? Oh, because this. Mm. So we have mm. to have two rescue ways or one way if it's possible to be connected with the yes, exterior. Yes, yes. Mm-hmm. That's a good service. Mm. Nobody was thinking on this. Okay. That's an every common for me. Yeah. Yeah. And so that's the reason why the staircase is completely from concrete. Yeah. But now, as far as I've seen, because I was also at the Wiener Herbst at the factory, I also worked with KLH and Haslacher, so I did make the tour of the mm-hmm. building, mm-hmm. of the factories that are making CLT. Mm-hmm. I don't know, that I've seen some tests to make staircases from timber frame, but to be to have a triple board plastering on that, so they would be closed with triple mm-hmm. triple layer of plastic board. Okay. To be fireproof. I mean, they were making some tests, so they were still trying to make some new regulation on okay. this. Okay, mm-hmm. but. Then you have something else like smoke detectors and fireproof, or no? It's we have fire detectors. But it's only this thing. And of course, in the outside, you know, for each floor, it's a kind of pipe. Yes. You know, for the fire fighters, uh-huh. where they can connect in the ground floor, and they can take the water at each floor. On each floor. Yeah. Mm-hmm. Yeah. Mm-hmm. That's it. This is awesome. So. Good. One last question. Mm-hmm. Do you have problems with the sound insulation? Mm-hmm. Is there any problem? Can you hear your neighbors or something like this? Because one of the problems that the wooden building have is the sound. Let me see here. Yeah, of course. If you have the roofs in wood, then you know the details from Rotoblast with soundproofing and so on. So. No, we have solved it another way. We have here it's the same. We did in Munich. Then it is here. We have the ceiling and wood. Yes. And then we have about 10-40 centimeters kind of a stone a split. You know, it's yes, I've seen it's, it. It's weight. You yeah. know, because you don't have enough weight with the wood yes. roofs. And then on top we have the usual. Insulation, sound insulation. Yes, and yeah. then. But of course, you're right. If you have the if you work with roof, you have to put in more weight, that the insulation is better. And here, of course, very often we can hear the washing machine above of the second floor. Okay, so there are some small problems with. Yeah, of course. No problems you cannot solve, but you have to be careful. Yeah. Well, the washing machine, you can hear it in what kind of every structure because they just do move a lot. Yeah. Anyways, but there you have, of course, you're right. You have to be careful in the details and in the construction. Yeah, this is a hard job that I do know. Thank you very much. You're welcome. Detail, I don't know. Don't forget to do the. Yes, last yeah, going to go now and then. Și am reușit să vizitez un etaj. Și acum, ce e interesant la ei, că de fapt casa scării e gândită felul următor. Ea e făcută din beton, cu protecția la foc, dar intrarea și ieșirea în bloc se face pe aici. Și practic casa scării are o singură ieșire. Și anume, dintre scale se iese pe acest balcon, de unde se intră în apartament, în stânga și în dreapta. Deci, practic, e o
casă de scară gândită și ca evacuare în caz de incendiu. Dacă tu ai incendiu în casa aia, tu poți să ieși pe aici și să evacuezi. O chestie foarte smart. Mă puteți să mergem sus la ultima casă. Și am ajuns la ultimul nivel, adică etajul 7 după noi, nivelul 8 după nemți, al blocului, adică suntem pe la 25. Așa, dacă el are 25 înseamnă că noi suntem, noi suntem pe la 22 de metri înălțime, adică jos, arată așa. Așa. Mă, să nu scap. Așa, sau de fapt ca să poți să simți proporția. Este așa. Și că cum face unul care cade de la etajul 10 și cum face unul care cade de la etajul 1? La de la etajul 10. La de la etajul 1. Ce se mai vede acum acolo sunt celelalte construcții pe care le-a făcut din lemn, pentru că propunerea din această zonă era de un oraș din lemn. Și ăla este Holz Dry, pentru că are 3 etaje, Holz Vier, adică are 4 etaje, undeva mai încolo este 4 nivele, pardon. Holz 5 cu 5 etaje și noi suntem acum pe Holz 8 la 8 nivele. Ah, tot confund nivel cu etaj. La noi începe la parter, etaj, aici este nivelul 1, nivelul 2, nivelul 3, nivelul 4. Da, și sunt pe terasa exterioară. Asta este ușa pe care am intrat noi. Asta este corpul de beton și placa de beton pe care călcăm acum. E gândită și ca scară de acces, dar și ca scară de evacuare în caz de incendiu, pentru că vii de aici, ieși pe balcon și intri în apartamentul tău. Nu o să mă duc acolo ca să nu supăr pe nimeni. Și așa se vede. Prezentare ce am primit-o. Asta e ridicată. Asta e stratificația. Deci ce vedem aici este așa, CLT, bariera de vapori, folie anticondens, șipci distanțieri și fațada. Aici vedem detalii de etanșeitate, scoci. Vedem că și la ei băieții stau dezbrăcați, carpenterii ăștia. Și aici este... noi suntem acum aici, sub, aici, acolo. Aici suntem noi acum. Fa. Dar este o studiază detalii de articol, este fascinat. Bine, acum că ne-am entuziasmat și am ajuns aici, putem spune că ne știți. Din nou mă stă o leacă, dar mai și pleacă. Mai și pleacă. Bloc, deși nu ne așteptam, aparent biroul de construcții care au făcut asta pentru ei și ei l-au dezvoltat, mai avea câțiva omulezi care lucrau. Se pare că în toată Europa în construcții se aplică piesa aia cu eu vara nu dorm, nu că nu am somn, ci că e mult de construit. Da, am vizitat un P+7, adică un bloc de 8 nivele din CLT. Ne continuăm excursia prin Europa.